Deci adică are cu zina mea dreptate, nu? Prietenul, poetul. Și după aia, mă rog, s-a consumat toată povestea. Acum e în America, la, în Texas, în Houston. Cine? Adică o zine dus dincolo. Aia, ea e dincolo. Da, de fapt, ceea ce am reținut eu din spusele maestrului dumneavoastră este că fericirea încetează când trec cu bără mașina deschisă. Unde s-a dus dracul totul. Și femeii și nu s-a dus dracul, adică pleacă în America de obicei. Sau pleacă undeva peste ocean. După ce trec o mașină deschis și ele văd că ai mașină deschis. Am încerc să interpretez ce am spus dânsul. Și a scrie este o stare de fericire și iară trebuie să-l contrazic pe minimal, pentru că toată ziua m-am chinuit. Toată ziua ai fost fericit. Când ai lucrat la un poem, când ai poemul în cap și lucrezi la el, toată ziua ești fericit. În ziua aceea. În rest, eu chiar am scris un mic eseu despre bucurie. Am fost locat de soare, pe tot la Bistrița. Am luat tot ce s-a spus despre bucurie și despre fericire în bază în românești. Am luat toate sintagme, le-am inventariat. Așa. Și într-un singur loc era fericirea, era a murit și a înviat de fericire. În rest era că l-am prins de bucurie pe Dumnezeu de picior, de un picior, un nebunit de bucurie, dar fericirea era când am murit și am înviat de bucurie. Cred că asta este, încerc să traduc. Cred că este nu știu, definiția gloriei, să o spun pe față. Adică toți credem că vom muri și vom învia de bucurie în urma unui poem. Altfel nu ne apucăm, nu ne punem în fața hârtiei. A te așeza în fața hârtiei este un risc. E riscul de a muri fără să mai învii. E riscul de a merge brambura pe o cale greșită. E riscul de a nu comunica cu celălalt. Nu știu. În rest, subscriu la tot ce a spus de femeie. Domnul Maru. Acum nu știu. Știu și eu. Nu știu. Da, nu prea știu. Știi foarte bine. Gata, pe urmă, iar ajung la Rita Chirian și spun tot felul de... Pentru că azi ne-a provocat să spunem tot felul de porcărioare, de traume. Și eu am o traumă și n-am spus-o. Poți să spunem? Spune-mă, poate mă traumatizez. Dar spre mult după mege. Părinții plecau la lucru și eu să rămâneam acasă și vine o vecină care mă